Cam asta a fost reacția de cine a fost cu mine pe Discord, că am făcut, ne-am uitat la ultimul episod din Mandalorian, episodul 8 pe Discord cu membrii de pe YouTube. Au cam văzut live reacția mea, dar chiar și așa nu poți în momentul în care vezi ceva super mișto, știi, gen vrei să și auzi și să vezi în același timp, adică aș fi vrut să pun pauză, poate dacă eram singur și mă uitam singur, cred că aș fi pus pauză și aș fi alergat prin cameră și gen, nu pot să cred! Dar până atunci să vorbim foarte, foarte pe scurt, fără spoilere despre Mandalorian sezonul 2. O să intru în spoilere și o să anunț. Deși n-a văzut toate clipurile mele despre fiecare episod, în afară de 7 și 8 o să vorbesc foarte pe scurt azi, dar cred că 7-le va fi un minut și 8-ul va fi restul de clip. Cine a văzut alea, ok, știe cam părerile mele, dar fără spoilere pentru cine n-a văzut încă sezonul 2, este... E mai bun ca primul, dacă se poate așa ceva, mai ales ce se întâmplă în episodul 8. Da, ai putea să zici că a fost foarte puțin, câte puțin, firul narrativ principal, știi, atins în fiecare episod până la 8 și după aia 8-ul a fost, bum, știi, gen totul a fost construit și totul a dus până la episodul 8, dar a livrat episodul 8, să-mi bag picioarele dacă n-a livrat ca lumea. Și oricum, am mai zis chestia asta, mi-am dat seama că asta vrea să fie Mandalorian, vrea să fie o poveste separată, Star Wars, misiuni paralele, misiuni separate, dar care au legătură cu un fir narrativ destul de mare, principal, și apar personaje, să îmi bag picioarele ce personaje apar în sezonul 2 din Mando, deci nu e chiar atât de paralel. Oricum sunt mișros, distractive, făcute bine, buget măricel, efecte, tehnic, scenografie, background, CGI, sunete, soundtrack, tot costume, am zis, nu știu, actori, e făcut foarte bine, detaliile sunt bune, știi, eu aș fi zis să zicem până la episodul 8, aș fi zis că e poate pe la un 9 cu plus, 9 cu dublu plus, pentru că e totuși serial și na, au fost multe chestii, misiuni paralele. Poate pe unii deranjează chestia asta, ar fi putut să aibă mai multă carne pe oase, deși asta au vrut să facă de la început, adică eu înțeleg, de-aia tot zic eu, pentru ce a vrut să fie, am înțeles ce a fost distractiv și nu știu ce. Da, sunt și niște chestii mai trase de păr și convenabile, cum au fost în toate filmele Star Wars, de exemplu Stormtrooperii, că nu nimerez nimic și că nu au învățat, nu au deloc strategie, absolut deloc, nu știu, n-au învățat încă să iasă de după un colț, să nu iasă în mijlocul culoarului în timp ce se trage asupra lor, nu, n-au învățat să stea gen la colț și să tragă așa, gen din margine, nu, ei ies în mijloc, ok, degeaba armura lor și nu contează, trecem peste chestiile astea. Zicem că până acum, da, aș fi fost pe la un 9 cu plus, dublu plus, pentru că ar fi putut unele personaje care se introduce și apar să fie mai epice, unele momente să fie mai emoționante, unele, să zicem că, da, mai dramatice, mai cumva construite mai bine, având în vedere cât de bine construiesc personajele, știi, puteau să facă momentele mai epice, unele, să zicem că episodul 8 fac celelalte momente să, momentele astea mai slabe să piară în comparație, știi? Adică e de ajuns și și-au răscumpărat toate micile, minile greșeli de până la episodul min. Mă rog, astea așa, știi, ce puteau să lucreze la ele, le-au cam, și-au cam răscumpărat chestiile în episodul 8. Deci nota mea onorabilă, să spunem, pentru ce au făcut în episodul 8, neapărat foarte important, că nu aș face altfel chestia asta pentru sezonul 2, adică nu i-aș da cât vreau eu să-i dau acum pentru sezonul 2 din Mandalorian, nota 10, onorabilă, pentru ce au făcut în episodul 8 și mă mir. Haideți să intrăm în spoilere. Altfel n-ar fi fost... De 10, să zicem, adică nu. Deci hai să începem, hai să eliminăm elefantul din cameră sau cum se traduce asta în română, nu știu. Pe tot parcursul episodului, deci atenție, spoiler acum, da? Pe tot parcursul episodului 8 eram gen,
La început eram gen, mamă ce mișto, detalii, vorbeam cu ei, știi, gen ce detalii mișto când se văd TIE Fighter-urile alea la, de aproape, ies pe culoarul ăla. Au pus mai îndeaproape niște chestii, mă rog, și sonorizarea, și imagine, și tehnic vorbind, și scenografie, CGI-ul, nu știu ce, e destul de mult, destul de bine. E nava lui Boba Fett care aterizează într-o singură scenă, da, dintr-o singură bucată, zboară, aterizează, avem deja oameni și nave care se mișcă pe fundal, aia aterizează, stă un pic și din ea iese Boba Fett și Mando, știi? Adică dintr-o singură bucată. Mișto, a fost toată CGI, nu știu, dar a arătat bine. Chestii de genul ăsta, știi? Eram gen, a, mișto, mamă, ăștia doi. Mamă, cum arată ăștia doi, zici că suntem într-un western când intră în barul ăla acolo, nu știi? Și tot așa și tot așa. După aia eram gen, bun, Dark Troopers, ok, sunt droids, sunt roboți, sunt, da, ok, n-avem, a, bun. Opa, ies din camera aia, nu spune că îi închide în camera aia și gata. A, nu, stai, că a reușit să iasă unul. Mamă, dar sper că nu se luptă doar cu unul. A, hai mă, că s-a văzut mișto lupta, s-a luptat destul de șmecher, a văzut Mando versus Dark Trooper ăla. A fost destul de mișto coreografiată și cum s-a văzut și cum a fost lupta aia. Zici că era, avea un vibe de Terminator, știi, Terminator meets Star Wars, știi. S-au luptat așa, bun. A, stai că îi expulzează. De ce ar exista ușa aia, tot timpul există ușa aia să poți să-i arunci în spațiu, știi? Bun, are sens pentru că puteau să iasă pe acolo în spațiu, să iasă pentru că puteau să zboare și erau roboți. Are sens, ok, pentru ei are sens. Dar oricum, mă rog, am crezut că gata, asta a fost, s-a terminat. Gen, i-a aruncat, s-a terminat. Eram dezamăgit, adică ne-am luptat doar cu unul singur și după aia îi bate. Bine, hai să zicem că are sens, că ar fi fost mult prea mult buget, știi, de făcut CGI să se lupte cu atâția Dark Troopers, Iron Man, un fel de Iron Man fără Iron Man în ei. Costumele lui Iron Man ar seamănă foarte mult și na, John Favreau, deci. Dar urmează un pic de luptă cu Darksaber-ul, Moff Gideon versus Mando. Bă, încă o luptă lui Mando. Bun, și aia a fost mișto, și aia arăta mișto, și aia s-a terminat mișto. Oh, după aia stai puțin că trebuie să se lupte pentru Darksaber cu Bo-Katan. Eram gen, bă, ești nebun, acum să mai lupte și cu asta. Mișto, înțeleg. Dar, hai mă, poți să treci peste tradiție. Opa, asta e un pic. Se întorc Dark Troopers. Ok, fuck. Deci chiar o să fie luptă mișto cu ăștia cu aia. Bine, merge, ok. Văd că închid ușile alea, știi, gen, a. Deci rămân în camera aia. Mai zice și Moff Gideon că, gen, toți o să moară la sfârșit. Și eram gen, da, având în vedere cât de greu a fost de omorât unul, o să fie destul de greu pentru ăștia, nu cred, n-au cum să supraviețuiască, adică, și cum ne-a obișnuit Mandalorian până acum, în situații, la un moment dat se ajunge la o situație, în foarte multe episoade, în care un personaj nou sau un personaj mai vechi sau nu știu ce își face apariția epică și salvează sau îl salvează sau salvează pe cineva. Au mers pe aceeași structură, știi? Și în ultimul episod a avut exact aceeași structură. Nu mă deranjează, pentru că cine vine să-i salveze când Dark Trooperii băteau în ușa aia și ăștia erau gen ok, ne? Eram gen ok, cât de mișto ar fi să vină un Jedi? Cât de mișto ar fi acum să vină un Jedi și să măcelărească the shit, facă căcatul muci balegă din Dark Trooperii ăia? Și opa, asta e că vine un X-Wing, eram no. No. N-are cum să fie Jedi ăla, n-are cum. Poate nici măcar nu e un Jedi. Și după aia îl vezi pe Baby Yoda, dacă le deschide ochii și se uită și simte ceva. Eram gen, no. Mi se face și acum pielea de găină, eram no. No. E un Jedi. Cred că mi-am pus mâinile în cap de câteva ori, m-am urcat pe scaun, gen mă uitam pe scaun și eram numai așa în timp ce mă uitam și făceam așa, după care glugă, Jedi clar, pentru că glugă, mers pe culoar, da? Zum, sabie, laser, verde. Nu! În capul meu era gen, cine mai are sabie verde în afară de Luke? Cine mai are sabie verde în afară de Luke? Bă, ce dracu, nu și cine ar putea să fie, adică ar fi super de căcat acum când ne dai un hype din ăsta incredibil să nu fie Luke, știi? Mamă, și gen, știți scena din Rogue One cu Vader? Nu e poate la fel de epică, dar e foarte aproape și asta înseamnă ceva, mă refer lupta în sine.
Luke cum distruge Dark Trooperii, mai ales scena aia când îl face pe ăla fiare vechi. Și luptă oricum că se bate cu ei și distruge un platoon, un batalion, nu știu cum se traduce din armată, foarte mulți. Băi, frate. Și gen, deschideți ușile. Ok. Când își dă aia jos, eram gen, ce mâini în cap, că mai trebuia, eram cu mâinile deja în cap și mai trebuia să mai apară încă niște mâini și încă un set de mâini să mi le pun și pe alea în cap. Nu mai aveam destule mâini de pus în cap? Aaaa! În capul meu, deși nu s-a văzut în, probabil, exterior, în interiorul meu eram... Aaaa! Nu pot să cred, nu aveam timp să reacționez pentru că vreau să văd ce zice, cum arată, muzica, momentul, tot... Baby Yoda se uită la el, el se uită la Baby Yoda, eram gen... Pielea de găină, părul ridicat în sus. Da, ar fi putut să fie mai emoționant o scenă din aia, pentru că Luke știindu-l pe Yoda și ce-a însemnat Yoda pentru Luke și l-a văzut murind și, mă rog, transformându-se în așa, Force Ghost, nu știu, mă așteptam să fie gen wow. Dar a fost, adică s-a văzut privirea lui și Katie și, frate, e fucking Mark Hamill cu CGI perfect pe fața lui, mă rog, tânără pe fața lui adevărată. Este perfect, deci perfect. Perfect. Cred că 90% din buget s-a dus pe fața lui Luke să-l facă tânăr. Tot bugetul din Mandalorian pentru sezonul 2. Fuck me! Și după aia, stai puțin că n-am terminat. Fuck me! Și după aia este momentul între Baby Yoda și Mando când îi spune Luke că așteaptă permisiunea și... Oh! Deci eram gen și fața lui Baby Yoda și după aia fața lui Pedro Pascal. Aș fi vrut să nu facă în episodul 7 să-și dea atât de mult masca jos. Aș fi vrut să nu arate atât de mult sau deloc în episodul 7 și să fie doar când îi o dă jos în fața tuturor ca să îl vadă pe Baby Yoda. Era perfect așa. Oricum a fost, oricum, lacrimile în ochi erau, dar... Era multă lume și n-am putut să mă exteriorizez foarte mult, dar lacrimile în ochi erau. Și apare și R2-D2 apare de după Luke și eram gen, da, makes sense, adică să-mi bag picioarele că face sens. Și după aia, adică, ok, a fost momentul cu R2, a fost momentul cu Yoda și R2, a fost momentul cu Mando și Baby Yoda. Cum s-a uitat și lacrimi în ochi și Luke îl ia pe Baby Yoda și e gen May the Force be with you. No. Deci îmi imaginez că fanii hardcore și l-am văzut pe Mihai, te-am văzut eu cum erai roșu la față și ochii roșii și cu... Te acopereai tu să nu te... Te-am văzut pe Discord cum erai acolo terminat și te înțeleg. A fost wow momentul și... Când se duce înapoi în liftul ăla, whatever, și este Luke, R2, cu Baby Yoda și se închide ușa și gen black screen, fade to black, directed by Peyton Reed, mă rog, fuck me. Deci cum să nu dai 10 la chestia asta? N-ai cum, da? Totul pălește celelalte mici chestii care sunt ușor deranjante și... Puteau fi făcute mai bine și nu știu ce. Chiar și faptul că nu a fost atât de impact emoțional extraordinar, nu știu ce, a fost îndeajuns cât să... Nu aveau cum să facă mai mult de atât. Vârful era să-l aducă pe Luke. S-a terminat șmecheria. Ce pot, pe cine pot și ce puteau să facă mai mult decât să-l aducă pe Luke să facă muci niște Dark Trooper, să-i salveze, să-l ia pe Baby Yoda și să fie May the Force be with you. Pe cine puteau să aducă? Nu mă așteptam să avem vârful posibilităților, maximul de potențial. Nu mă așteptam să-l atingă. Deși Ahsoka, Boba Fett,
Dracu, se duce, aveți grijă la un spoiler și pentru un post-credits la sfârșit, după ce arată toată distribuția. Mai e o scenă, pentru cine nu știe, atenție, spoilere. Frate, se duc și la palatul lui Jabba, adică, serios, este Boba Fett și anunță spin-off Boba Fett când stă pe tronul ăla, whatever, la Jabba. Deci, ce poți să faci mai mult de atât? Ce putea să fie? M-aș fi mulțumit cu un extraordinar de bine, cu un Mace Windu, cu un Samuel L. Jackson. După aia, zice, în bun, revenea Soka din nou. Eram gen, wow, da, mișto, ok, nu e Luke, dar wow, știi? E Luke. L-a luat pe Baby Yoda cu R2 și-au plecat într-un fade to black. Mai zi ceva. Mai zi ceva. Ce mai poți să faci acum? Dacă nu fac sezonul 3 sau ceva cu Luke, să-l aducă pe Sebastian Stan, care seamănă foarte bine cu Mark Hamill în tinerețe și au nevoie de machiaj mult mai simplu decât să plătească atât de mult, să fie atât de greu să faci un CGI pe fața lui Mark Hamill bătrân. Frate, fă, gata, bam, spin-off cu Luke tânăr. Dacă fac și asta, e pălăria jos Disney, pălăria jos, frate. Bun. Acum fac universul, cum a fost MCU, acum fac universul legat Star Wars, care știm cât de bine s-a terminat cu Avengers, așa că ar putea să se ducă la un moment gen Avengers Endgame cu Ahsoka, Luke, Mando, Bo-Katan, Boba Fett versus cine ar putea să mai apară ca personaj negativ? Nu contează și dacă e versus o armată întreagă a Imperiului sau whatever. Ar putea să ducă acolo. Așa că vă rog eu, dacă ați făcut asta Disney, dacă ne-ați promis asta și ne-ați dat lovitura acum, dați-ne lovitura și după, pentru că e potențialul imens. Părerile voastre, ce v-a plăcut, ce există ceva ce nu v-a plăcut, reacții când ați văzut cine apare, cum apare, ați plâns, pielea de găină, părul pe mână, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Despre tot sezonul, despre episodul 8 doar, dacă vreți, orice în comentarii, hai să dezbatem the shit. Până data viitoare, da, o să ne uităm pe Discord, o să vedem dacă reușim cu membrii de pe YouTube și la alte chestii din când în când. O să fac și, sper, live-uri mai des pe Twitch. Attack on Titan, reacții, dar poate ne uităm și la episod, fiecare episod pe Discord cu membrii împreună, să ne uităm pe Discord la chestii, nu neapărat doar asta. Din când în când ești membrii de pe YouTube, intrați pe serverul de Discord, îl pun în descriere. Din oare, abia aștept topurile de la sfârșit de an să le fac. Top 20, probabil filme proaste și 10 bune, nu știu, o să vedem. Seriale, bă, până atunci mai am niște recenzii de făcut la seriale și filme, deci subscribe, notificări, din oare foarte plăcută. May the force be with you, pupa da pa, da pa da pa.